europene. Suntem preocupați, evident, de pregătirea foarte bună a utilizării fondurilor europene de care va beneficia România, indiferent că e vorba de banii din bugetul Uniunii sau de banii din Facilitatea de Reziliență și de Recuperare sau de banii din programul SURE sau de banii din REACT-EU. Încercăm să pregătim foarte bine terenul. Pentru prima oară am alocat bani din POIM și din Programul Operațional Asistență Tehnică pentru a susține beneficiarii, indiferent că sunt ministere, autorități locale, companii care implementează proiecte, pentru a pregăti aceste proiecte în vederea unei absorpții mai bune a fondurilor europene de care va beneficia România în următoarea perioadă. Sigur că pe următorii 4 ani va trebui să ne concentrăm pe utilizarea tuturor resurselor, pe de-o parte, pe de altă parte, pentru fructificarea tuturor oportunităților pe care le avem. Și aici guvernul pe care îl conduc a deschis ușa largă oricărui investitor serios în România. Oricine vrea să investească în România este bine primit, are un partener serios în guvern. De asemenea, orice firmă din România care vrea să-și dezvolte afacerile este tratată cu respect și printr-un dialog încercăm să rezolvăm orice fel de probleme care apar, pentru că motorul dezvoltării economice, sigur, rezidă și în capacitatea guvernului de a aloca resurse publice cu prioritate spre zona de investiții, dar și de capacitatea guvernului de a crește încrederea investitorilor în România, de a determina cât mai mulți investitori să-și dezvolte afacerile, să deschidă noi proiecte de investiții în România, iar noi utilizăm toate pârghiile pe care le avem la dispoziție pentru a susține acest program de dezvoltare. Nu mă refer foarte mult, de exemplu, la investițiile în transporturi, pentru că este domnul ministru Bode, care vă va sta la dispoziție, dar vom investi sume extrem de serioase în infrastructura de transport, în infrastructura energetică. Deja vedeți că facem pași importanți, atât în ceea ce privește proiectele pe gaz natural, proiectele... Ludovic Orban despre investiții în perioada de criză. Continuăm jurnalul Orei 10 și cu alte subiecte.